Astăzi nu vă împietriți inimile, ci ascultați glasul Domnului. Domnul să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. În vremea aceea, când Iisus a ajuns aproape de Ierusalim, văzând cetatea, a plâns asupra ei zicând, De-ai fi cunoscut și tu în ziua aceasta cele ce sunt spre pace, dar acum sunt ascunse de ochii tăi, pentru că vor veni zile peste tine, când dușmanii tăi vor ridica întăritură împotriva ta și te vor împresura și te vor strâmtora din toate părțile și te vor face una cu pământul pe tine și pe copiii tăi în tine și nu vor lăsa în tine piatră peste piatră, pentru că n-ai cunoscut timpul cercetării tale. Cuvântul Domnului. Între Sfântul Evanghelie ce înțelepte la urmă casele noastre. Lăudat să fie Iisus Hristos! Vecii vecilor, amin! Iubiți credincioși, pacea nu înseamnă doar lipsa conflictelor sau lipsa războiului, așa cum sănătatea nu înseamnă doar lipsa durerii. Atâtea persoane care, deși trăiesc în țări în care este pace, în inima lor este dezordine. Atâtea persoane care zâmbesc, poartă cu ei boli grele. Evanghelia pe care am ascultat-o astăzi ne vorbește despre deschiderea inimii către pacea cea adevărată. Astăzi nu vă împietriți inimile, ci ascultați glasul Domnului. Adevărata pace este pacea adusă de Hristos. Că la ce ar folosi omului să trăiască într-o țară în care nu există conflicte, dar dacă inima sa este împietrită și închisă la darul lui Dumnezeu? Iubiți credincioși, în ultimele zile am ascultat în prima lectură din Cartea I a Macabeilor cum Antioh al IV-lea Epifanul a încercat, a introdus în templu din Ierusalim urăciunea pustiirii și sub pretextul unei păci aparente i-a obligat pe toți oamenii să aducă cult lui sau să zeilor păgâni. Și întotdeauna a existat în poporul ales acel rest sfânt care s-a opus dominației acestei lumi, cum au fost frații Macabei și cum am ascultat azi în prima lectură, cum a fost Matatia, care s-a opus fățiș conducerii acestei lumi, care nu aducea pacea lui Dumnezeu, ci aducea doar o pace aparentă. De multe ori și credința noastră este pusă la încercare de această bunăstare care se conturează în unele locuri prin faptul că este o conducere mai bună, să spunem așa, din punct de vedere politic, dar nu este suficient, pentru că atunci când va cădea cel care menține acea pace, va veni războiul. Adevărată pace, acea pace pe care nu o poate fura nimeni, nici măcar moartea. Dacă cumva inimile noastre sunt uneori împietrite, adică cuvântul lui Dumnezeu se lovește de inima noastră și nu poate să pătrundă, să cerem Domnului harul de a ne înmuia inima noastră, de a o face o inimă de carne, așa cum știm și în cartea profetului Ezechiel, și această inimă să fie deschisă,
spre acest rit normal care se naște din iubirea față de Dumnezeu. Iisuse, Principele Păcii, dă-ne și nouă pacea Ta. Lăudați să fie Iisus Hristos!